Am publicat prima carte în 2000, de fapt primele două cărți în 2000, prima și cea din tâi, s-a numită Femeriada și a fost un debut ratat. A fost o poveste în care eu adunam cam tot ce mi se părea mie meritoriu, încercam să topesc în câteva sute de pagini, mai mult decât era cazul, tot ce acumulasem până atunci. Era vremea teribilismului, omului care încă nu-și lichidase acneele de pe obraz și acelui care voia să epateze și să convingă pe toată lumea că iată a răsărit un nou mare scriitor. Și oamenii temperați și experimentați care m-au sfătuit să mai stau și să recite și să rescriu, au fost nesocotiți de mine. Eu mi-am dus ideea la capăt, am așteptat pentru cartea asta. Era un roman care se chema Efemeriada. M-am așteptat să am făcut o anticameră de vreo 8 ani până să îl pot publica și abia după ce l-am publicat mi-am dat seama că oamenii care mă sfătuiseră îmi voiseră bine. E cartea unei generații care învață să zboare și care simte aripile din ce în ce mai îngreunate, care face apel la resorturile intime, la trăirile de garsonieră, de confort lăuntric, de criză lăuntrică, sperând în felul ăsta să dinamiteze ceva din zgura din jur și să-și poată duce la bun sfârșit niște idei. Din fericire pentru mine, cartea a apărut într-un tiraj mic și tot din fericire pentru mine, spaura asta cred că nu se mai găsește pe nicăieri, nici eu nu știu dacă mai am. Și sigur, nu-i frumos să vorbești urât sau neelegant despre proprii tăi copii, dar asta a fost un copil pripit, născut mai devreme decât trebuia și cu multe hibe, cu multe metehne pe care acum n-ar avea rost să încerc să le repar pentru că n-aș putea.